Marți dimineață în bazar a ajuns și primarul Ion Lungu, care s-a adresat oamenilor. Primarul le-a cerut ajutorul pentru a debloca situația și l-a menționat că până nu vor intra în legalitate, bazarul rămâne închis. La un moment dat, oamenii au cerut demisia primarului, iar edilul Sucevei le-a răspuns că nu se cramponează de scaun. Totul a fost sigilat, s-au pus lacăte pe uși, iar polițiștii locali nu mai lasă pe nimeni să intre în bazar. O adevărată revoltă a avut loc marți dimineață la bazarul Sucevei. Sute de persoane cere redeschiderea acestuia. La fața locului a venit și primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, care a încercat să îi lămurească pe oameni că trebuie mutate chioșcurile. Oamenii sunt nemulțumiți de măsura închiderii bazarului și cer demisia primarului Ion Lungu. Mai mult decât atât, în jurul orei 8, aceștia au blocat sensul giratoriu din apropierea bazarului și a fost nevoie de intervenția jandarmilor. Eu vă spun, nu mă țin de scaun. Nu mă țin de scaun. Doamnă, chioșcurile sunt reziliate, nu-i problemă. Nu poți să... Doamnă, dar cum v-am explicat? Chioșcurile este un bun privat a dumneavoastră. Aveți marfă acolo, nu pot eu să-l iau. Este fiecare om... ca să ne înțelegem, fiecare om trebuie să își scoată chioșcul de acolo cât mai repede. În măsura în care... Închideți-i numai cu ei. Doamna, nu depinde nimic. Doamna. Deci, îmi bată spune. Nu-i sigilul numai la ăia și care. Doamna, nu-ți poate. Nu se poate. De ce nu se poate? Este un foc mâine. Asta e și are o pilă. Deci, ca să ne înțelegem, oameni buni, nu mă sunt de scaun, prin reducerea absurd, când dau eu azi demisia, nu se rezolvă problema, doamnă. Doamne, suntem aici, doamnă, știți că a murit, Dumnezeu să-l ierte. Suntem aici, doamne, nu știu, dar pe morți, dar de ce să-i vina pe el, ce-a făcut omul ăla acolo? Nu știu, de câte ori am fost cu el în bazar, totdeauna a spus domnul Cosic, niciodată nu o să-l înjuri nimeni, nu știu. Hai, despre nu morți mai de bine. Deci, repetăm, haideți să ne mobilizăm, să mutăm rapid chioșcurile. Doamne, suntem aici, cei care au chioșcuri să meargă la chioșcuri, primăria este aici, vă sprijinim cu modul stipuitor. Nu, doamnă, dumneavoastră aveți? Dumneavoastră care aveți... Cum să ne mobilizăm? Luați jandarmi, luați poliția locală, luați mașini. Deci, oameni buni, dumneavoastră ca comercianță aveți voie să mergeți la chioșcuri dumneavoastră, care sunt proprietate private. Nu vă oprește nimeni. Aveți poarta prin spate, puteți merge la chioșcuri. Oamenii n-au voie să intri în bazar. Păi nu știu, doamnă. Ce să fac acolo eu? Stimată doamnă, eu vă respect foarte mult. Haideți să ne respectăm. Nu-i problema la mine. Trebuie să reamplasăm acele chioșcuri. Hai să reamplasăm. Suntem aici. Mergem la fața locului și reamplasăm. Nu vreau oamenii mei. Nu vreau să-i pun furtună. Ce să facem? Nu vreau să-i pun furtună. 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 Nu vreau să-i pun furtună.
Pentru a arăta că suspendarea activității bazarului nu sunt doar vorbe goale, ieri după amiază, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență au solicitat administrației bazarului blocarea căilor de acces în imensul spațiu comercial de pe malul râului Suceava, pe lângă lacătele puse pe porți, fiind aplicate și sigilii. A rămas însă o poartă din spate pentru acces pentru cei care vor să-și ridice marfa. Primăria le-a cerut comercianților să mute 150 de chioșcuri, dar întrucât aceștia nu s-au conformat, a închis totul.